Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu nouă etalare pentru voi cei care mă ascultați periodic în mod special, dar și pentru voi care de-abia ați descoperit acest canal și sper să vă placă. O etalare pentru lună nouă, în care încercăm să aflăm spre ce căi noi vă îndreaptă pașii perioada aceasta, energia din această perioadă. Pentru că am mai spus de-a lungul timpului, sper să ascultați și etalările din trecut legate despre sau care am prezentat câteva sfaturi pentru lună plină, lună nouă, cam ce ar trebui să faceți. Dar vă aduc aminte că energia lunii noi ne susține în inițierea unor noi căi, noi etape în drumurile noastre, în acțiunile noastre, în relațiile noastre, depinde foarte mult și unde pică această lună nouă în casa astrologică pe care o aveți. La mine pică pe casa a șaptea a relațiilor. Și pe o planetă foarte frumoasă, în fine, nu dau detalii despre harta mea astrologică, dar frumos este să învățați să vă cunoașteți. Eu tot v-am îndemnat, faceți-vă timp să vă cunoașteți harta natală, pentru că nu e suficient să știți că aveți soare, eu știu pe unde, nu. Nici măcar ascendentul nu e suficient, nici măcar luna, deși acestea sunt mai importante, sau ascendentul și luna, decât soarele, ci întreaga hartă. Și interesant este că ei se spune hartă. Este un indicator și aveți pașii. Pașii pe care trebuie să-i urmați în creșterea voastră, în dezvoltarea voastră și nu doar pașii, aveți instrumentele, aveți avertizările, aveți tot ce vă trebuie în principiu ca această călătorie prin viață să se desfășoare în condiții. Nu să-i normale, că ideea e nu să fie o călătorie plictisitoare, ci dinamică și plină de aventuri până la urmă, nu? Ca să învățăm. Și să se desfășoare în condiții care ne permit dezvoltarea, că până la urmă aici este scopul acestei vieți, da? Să devenim mai buni, să ne dezvoltăm pe mai multe planuri. Se zice că este luna nouă în vărsător, dar vă asigur că dacă vă uitați cu un binoclu suficient de puternic, o să vedeți că deasupra noastră este zodia Capricornului. Din acest motiv, dau cezarului ce al cezarului, totuși astrologia vedică rămâne cea mai plauzibilă, cea mai veridică. Însă, voi lăsați-vă, evident, influențați de ce vreți. Chiar și de această etalare, dacă vreți sau dacă nu vreți, sau de alte etalări pe care sunt convinsă că le mai ascultați în stânga și dreapta pe celelalte canale de tarot, sau poate nu doar de tarot în română și sper că nu doar în română. Vă asigur că totuși este o lună nouă în Capricorn. Asta susține proiecte care se pot dezvolta, care vă pot susține cariera, care vă oferă un anume grad de independență. Interesant este că și Capricornul și Vărsătorul au ca punct comun dorința de a fi oarecum independenți financiar, măcar să zicem că Vărsătorul mai adaugă alte nuanțe la această independență. Dar, repet, dacă voi vreți să vă ghideați după astrologia europeană, Vărsătorul vine cu ceva originalitate, invenții, originalitate, nonconformism și iar dorința de independență. Dorința de independență care se poate manifesta variabil de la om la om, evident și în funcție de Uranusul pe care îl aveți. Și dacă vreți să vă eliberați de niște constrângeri, dacă vreți să vă eliberați de niște relații karmice care vă țin pe loc, dacă vreți să vă eliberați de un status quo care nu vă e suficient, vreți să faceți altceva mai mult în viața voastră, în orice planetă, în orice zodie ar fi luna nouă, luna nouă vă susține. Să zicem că aceasta poate mai mult decât altele, chiar și în Capricorn dacă ar fi și chiar în Vărsător dacă ar fi, această luna nouă susține. Inițiative. Cu alte cuvinte, trebuie să luați inițiative. Și primele, evident că se întâmplă aici, în gând. Vă gândiți, cam ce aș vrea să încep nou? Și iar este o tehnică de manifestare. Vă gândiți, vă ordonați gândurile, că unii aveți foarte multe gânduri, alții sunteți un pic mai temperați. Asta nu înseamnă că nu are nicio legătură cu inteligența, nu. Pur și simplu, unii sunt plini de idei
La alții ideile vin progresiv. Dar nu despre asta vreau să discut, ci despre acești prim pași. Gândul, emoția, ce simțiți despre acești noi pași? Dar uneori aveți emoții, avem emoții, dacă vrem să ne schimbăm direcția. Dacă e o lună nouă pe destinul nostru, pe nodul nord al lunii, pentru cei care aveți nodul nord în vărsător, este provocator. Este foarte provocator pentru că vă susține, în orice zodie ar fi, repet, capricorn sau vărsător, această lună nouă, vă susține schimbarea destinului într-o anumită formă. Evident că destinul se va schimba după ani și ani, dar aceștia sunt primii pași pe care îi faceți conștient. Că poate anul trecut nu știați că aceasta este o vibrație care vă permite schimbarea destinului. Am dat un exemplu, da? Dacă aveți luna nouă în conjuncție cu Venus, iar vă permite relaționare altfel, vă permite inițiative în colaborări care se vor dovedi în timp fructuoase, la o lună plină. Nu obligatoriu la lună plină în leu, ci la o lună plină. Depinde de harta voastră astrologică, depinde de cât de greu manifestați anumite lucruri, de cât de competitiv este această sau competitivă este această nouă cale. Contează foarte mult ceea ce vă puneți în gând, pentru că una este să spui în gând să citești o carte pe care n-ai reușit să o citești, dar o poți citi în câteva zile sau hai maxim o săptămână dacă e mai groasă. Alta este să-ți propui să intri la facultate, trebuie să uneori să faci pregătire, apoi să dai examen, poate nu intri de prima oară, bine, acum este un pic mai ușor să zicem decât pe vremuri, dar de azi zic, depinde. Una e să-ți propui să-ți faci o casă, iar sunt subiecte și subiecte. Una este să-ți propui să ai un alt tip de relație. Dacă până acum ai avut relații karmice, conflictuale, prea dramatice, care te-au plictisit, te-au obosit și acum vrei altceva, într-adevăr, vrei o relație dinamică în care să nu te plictisești, dar să poți să crești. Nu să stai tot timpul de certuri, de argumente, de obsesii, stai, nu pleca, stai să ieșim împreună, să ne vadă lumea că suntem împreună și tu să știi că ai niște lucruri importante de făcut. Să ai un partener, o parteneră care nu te înțelege. Am zis, orice ar fi capricorn sau vărsător, această lună nouă e ambițioasă. Și dacă vă doriți o relație care să vă susțină în creșterea voastră, iar și aceasta se poate manifesta mai repede sau mai greu. Depinde dacă v-ați întâlnit persoana respectivă sau dacă ați ajuns la oarecare prietenie, eu știu, relație ca să puteți să dezvoltați etapa următoare între voi doi. Sper că sunt înțeleasă. Așadar, luna nouă începe aici, vă ordonați în minte cam care ar trebui să fie primul pas, da? Inițiativa, apoi următorii și apoi frumos ar fi, chiar dacă poate unora nu vă place nici să citiți, nici să scrieți, dar vă asigur că este foarte important în manifestare și scriere. Poate n-aveți chef de jurnale, dar un caiet în care să scrieți ceea ce vreți să faceți este foarte important. Vedeți voi, oamenii care au succes au un planner și nu întâmplător. Dacă acest planner, măcar de lună nouă și lună plină, îl marcați, îl umpleți voi, este minunat. Pentru că în viață nu putem să trăim așa ca frunza în vânt, trebuie să avem o oarecare direcție. Și uitați, luna ne ajută. Ne ajută să lucrăm cu energiile. Cu energiile noastre și a celor din jur și să putem să creăm, să putem să materializăm visurile, uneori foarte ambițioase. Eu mi-aduc aminte de mine. Cum eram înainte să dau la facultate, nimeni din familie n-a făcut facultatea de arte, mi-a fost greu, am plecat dintr-un domeniu foarte realist, din zona medicinei, lucrasem în spital ani de zile. A fost foarte greu, nu a fost ușor. Dar probabil că o intenție foarte intensă, intenție intensă, mi-am pus-o la vreo lună nouă, când făceam de gardă, nu mai știu exact, dar mă vizualizam, iar apropo, vizualizați-vă. Vedeți-vă acolo, în contextul acela pe care vreți să-l realizați, este foarte important. De-aia Neptun pare iluzoriu, dar este foarte puternic. Nu întâmplător este o planetă spirituală, nu e doar a iluziilor.
Păcat că astrologii o minimalizează atât. În fine, vorbim de lună, vorbim de emoții și emoțiile vin mână-mână cu gândul. Deci gând fără emoții și emoții fără gând, cam greu. Cam greu. Și dacă toți sunt cele două, hai să apară și al treilea, să zic copilul, că toți suntem pe 3D, manifestarea, nu? Vă gândiți, simțiți, cum aș simți, așa cum, vă dau exemplu din viața mea personală, mă simțeam deja la facultatea de artă, mă simțeam artist, mă simțeam altfel și încet, încet au venit toate aceste lucruri, la fel a fost și cu tarotul, la fel a fost și cu tarotul. Bine, sunt multe lucruri pe care vreau să le manifest în viață și din acest motiv trebuie să am grijă să-mi împart programul în așa fel încât să am timp pentru toate sau măcar cele mai importante. De-aia am zis, un planner este foarte important și cei care faceți marketing, management, știți sau ați făcut măcar cursuri, da? Știți că este foarte important. Acum vi se confirmă această necesitate și din perspectiva energetică, lunară, astrologică și a manifestărilor. Așadar, lună nouă. Gândiți-vă ce vreți să faceți, simțiți, imaginați-vă și scrieți. Scrieți eventual punct cu punct și eventual, dacă vă permite dispoziția, dezvoltați ideile. Poate astăzi un pic mai mult, mâine un pic și mai mult și veți avea o idee mai largă despre ceea ce puteți face, pentru că unor, repet, pare imposibil, dar nu e chiar așa de imposibil. Nu e chiar așa de imposibil. Am zis că vreau să fac o etalare, dar am vorbit, deja fac pauză. Aceasta o să o descarc separat. Sper că v-a fost de ajutor. Nu uitați, când scrieți, dacă vreți să fie mai puternică această energie pe care o transpuneți în material, primul pas de transpunere în realitate este scrierea. Da? Nu întâmplător se scrie. Nu e doar așa, hai să ne aflăm în treabă. Deci este prima materializare a unui gând și a unei emoții prin cuvânt, dar cuvântul este tot energie, așadar ai nevoie de scriere. Frumos ar fi să și rostiți în timp ce scrieți. Vă aduceți aminte când erați mici, învățați cu voce tare, scriați cu voce tare și nu întâmplător. Sunt mai multe căi prin care stabilizăm energiile. Băi de curățare, curățați-vă spațiu, mai aprinde și voi o lumânare, un bețișor aromat, ce vreți voi. Mai curățați un pic spațiu. Mie îmi place foarte mult și tămâia. Dacă nu vă place, puteți să vă luați și voi bețișoare aromate, cum, eu știu, ce mirosuri vreți. Salvia, pentru unii dintre voi, ar fi potrivită. Tămâia, într-adevăr, foarte puternică de curățarea spațiului. Pentru că atunci când vrei să începi un lucru, ai nevoie de spațiu, de curățenie. Iar vorbesc din perspectiva mea, ca într-un atelier în care vrei să începi o lucrare, da? Vrei să începi un proiect. Dar ai nevoie ca lucrurile să fie cât de cât în ordine. Chiar dacă, să zic, într-un atelier e un haos creativ, totuși e o anume ordine. Știi cam de unde să ții culorile, hârtiile, materialele, textile sau alte chestiuni. Și cei care lucrează în alte domenii, care țin de creativitate și lucru cu materiale, să zic, eu știu, construcție sau inginerie, știu că au nevoie de un loc ordonat, curat, ca să puteți să, eu știu, începeți un lucru, un proiect. Așadar, sper că toate aceste mici sfătulețe v-au fost de ajutor. Au fost foarte generale, în ideea că am mai vorbit despre aceste lucruri. Am vrut să vă aduc aminte și urmează să fac o scurtuță etalare la alegere pentru fiecare. Vă pup numai bine! Ciao, ciao!